Imediat ce pășești în localul Giurgiuvean la creama lui Neamarin, te cuprinde nostalgia. Cei ce se trag de la țară sau au amintiri ce-i leagă de bunicii lor de la sate nu au cum să nu rămână impresionați de felul în care arată restaurantul. Aici totul este rustic, de la preșurile de pe scaune, vasele de lut de pe mese și până la decorațiunile ce îmbracă interiorul, totul este autentic românesc confecționat manual. Aici parcă intri cu adevărat în casa unui gospodar iubitor de oaspeți. De fapt, așa și este. Ideea de a realiza un local de acest gen la noi în oraș aparține giurgiuveanului Marin Vochin, care ne-a mărturisit că a realizat totul inspirat din copilăria pe care și-a trăit-o la țară. A comandat vase tocmai din zona Ardealului, a făcut rost de la cunoștințe de costume populare și ștergare de borangic, decorațiunile le-a ales cu mult bun gust și a ținut neapărat ca meniul să fie unul extrem de variat. Cei care aleg să vină la crama lui Neamarin vor fi întâmpinați de ospătari și ospătărițe costumați în veșminte populare, iar ambianța va fi plină de farmec. Capacitatea noului local este de 50 de locuri, iar iubitorii de folclor și bucate alese sunt așteptați în fiecare zi cu începere de la ora 10.